Suntem din nou în direct la Iluzii, Prejudecăți, Perspective. Miercuri, la ora 17.30, pe Digi TV s-a derulat o emisiune electorală Proiect de Țară. Ar fi trebuit să participe la această emisiune domnul Alexandru Vladu, domnul viceprimar Alexandru Vladu, domnul primar Nicolae Barbu și domnul deputat Nicolae Florian. Domnul Alexandru Vladu nu a mers. Probabil că ar fi fost și incomod pentru domnia sa, nu, să spună câte ceva, să zicem, critic la adresa domnului Nicolae Barbu. Au participat la această emisiune Nicolae Barbu și domnul Nicolae Barbu și domnul Nicolae Florian. A reieșit din această emisiune, într-un mod, zic eu, destul de clar, că domnul primar Nicolae Barbu trăiește într-o realitate paralelă, într-o realitate decuplată total de realitatea giurgiuveană. Susținea domnia sa acolo că a creat, nu, în cei 4 ani de mandat, mii de locuri de muncă, mai reșea de aici, nu, că nivelul de trai al giurgiuvenilor a crescut și așa mai departe. Aș mai aminti aici o altă chestiune în ceea ce privește modul în care desfășoară campania domnul Alexandru Vladu. Duminică, întâmplător, eram la o bere și un mic la Dorobela, lume multă într-o încăpere acolo, zeci și zeci de oameni, cetățeni români de etnie romă. La un moment dat a apărut domnul Alexandru Vladu împreună cu domnul Basangeac, au intrat acolo, au salutat, au plecat, am întrebat o spătărița, zic, dar ce este aici, vreun botez, ceva? Nu știți, domnul Vladu cu partidul. Deci, iată, domnul Vladu preferă să facă o campanie în suc propriu, nu chiar la propriu, referindu-mă aici la mici. Tema din această seară, istoria unui sediu de partid. O să vedeți că are legătură această istorie cu domnul Nicolae Barbu, cu domnul Alexandru Vladu și chiar cu doamna Liliana Ciobanu și, am omis, pe domnul Vasile Mustăț. Invitatul meu din această seară este Mircea Păinaru. Mircea Păinaru, președintele organizației județene, nu, invitatul meu și prietenul meu, am făcut parte din același partid multă vreme. Mircea Păinaru este și fermier, nu? Are fermier chiar în județul Giurgiu. Da. Cred că Mircea Păinaru este cel mai în măsură, nu, să ne relateze câteva chestiuni bazate pe documente în legătură cu istoria sediului unui partid. Este vorba despre sediul PNSCD, situat în strada Mircea cel Bătrân, numărul 24, Mircea, exact, nu? Exact. Aș începe de la anul 1990, când pentru prima dată Partidul Național Țărănesc a primit acest sediu. Și aici putem spune că primul eveniment neplăcut a fost mineriada din Giurgiu, deci trei autocare plecate să susțină democrația originală a lui Ion Iliescu către București. S-au întors frustrați că n-au putut să găsească nici studenții, nici bărboși, nici și au spart sediul, s-a spart practic toate ferestrele partidului nostru din strada Mircea cel Bătrân 24, recent primit, de-abia mobilam. Deci aceea a fost, să zicem, mineriada de Giurgiu, când cele trei autobuze cu mineri din portul, din șantierul naval, au oprit și au spart toate geamurile. Istoria continuă de-a lungul acestor ani. Bineînțeles, după ce partidul, să zicem, iese de la guvernare, treptat se reduce suprafața ocupată de PNCCD în acest sediu, ca în ultima perioadă să ajungă la o cameră de 18 metri pătrați, partajând celelalte camere cu Partidul Poporului Dan Diaconescu, așa cum vedeți în imagini, cu deputatul Liliana Ciobanu, cu Partidul România Mare, și cu o ciupercărie, da, o ciupercărie într-un sediu de partid destul de ciudat, dar când am venit eu în 2014 funcționa o ciupercărie în subsolul partidului. Este vorba despre Partidul Poporului Dan Diaconescu, exact, nu? Este vorba de acest... Deputat atunci era doamna, da, Liliana Ciobanu, deputat PPDD. Da. Domnul, da, Alexandru Vladu era viceprimar, nu? Și cred că și liderul PPDD. Da. Mai era și domnul Răzvan Cuc pe acolo, nu? Exact, da, exact. Da, dânsii au fost foarte activi în campania pentru prezidențiale din 2014, așa cum vedeți, banerele au fost puse pentru campanie. Deci, la un moment dat, ne-am trezit după atâția ani... Dar totuși n-ar trebui să trecem atât de rapid peste această ciupercărie. Mi se pare incredibil. O să ajungem și acolo. Ajungem, da. O să ajungem că avem documente. Din documentele luate de la diverse autorități și de la obținute chiar de la primărie, prin Serviciul de Relații Publice, am reușit să aflăm ce intenționează, de fapt, primarul Barbu să facă acolo. Și am să încep cu începutul.
Practic, această situație începe din anul 2015, din ianuarie, atunci când primim o adresă la partid, că în termen de 5 zile trebuie să predăm spațiu pe baza unui proces verbal, de parcă după 25 de ani sediul unui partid s-ar putea lua într-o geantă și pleca în 5 zile. Ne-am întrebat cu toți ce ascunde această grabă. Totuși, nu am vrut să intrăm în primul moment în, să zicem, în detalii și am acceptat chiar și mutarea într-un alt, fiind de bună credință și crezând că totuși sunt intenții de reabilitare a clădirii. Domnul Barbu ne-a asigurat printr-o adresă că ne va da un spațiu corespunzător, că acela nu era corespunzător, deși fusese renovat pe costurile proprii ale partidului și cu efortul membrilor, așa cum bine știi, fiecare da, am adus zugrăvit. Da. Deci, domnul Barbu ne promite că ne va da un alt spațiu în care activitatea PNCCD să se poată desfășura în mod corespunzător. Asta se întâmpla în data de 28-a. La nici două luni, în 2-a, 3-a, suntem somați să plecăm. În cel mai scurt timp se vor executa lucrări de reparații la acoperiș, care se află într-o stare deplorabilă la interior și la exterior. De asemenea, spațiile din imobil vor fi recompartimentate. Și avem obligația să părăsim acest spațiu în 48 de ore de la data primirii notificării. Aș dori să menționez câteva lucruri. Lucrările de acoperiș se efectuează cu autorizație de construcție. Această clădire se află într-un ansamblu de monumente istorice, mai multe clădiri de pe această stradă și orice intervenție la fațadă, la acoperiș, se face numai cu acordul Comisiei de Monumente Istorice din cadrul Ministerului Culturii. De asemenea, aici, în această adresă, se susține că spațiile vor fi recompartimentate. Spațiile nu pot fi recompartimentate pentru că este o clădire cu structură portantă, construită în 1930. Nu sunt niște panouri de rigips care le muți așa cum vrei. Deci nu se putea face nici recompartimentare, nici lucrare la acoperiș neautorizată. Noi le-am comunicat că le permitem accesul în clădire pentru aceste lucrări. Cu toate astea ne-am întrebat de ce atâta grabă, iar răspunsul ne-a venit puțin mai târziu, în care ni se spune că se vor face la această adresă lucrări de întreținere și reparații, deci s-a scos lucrarea la acoperiș, întrucât l-am informat că este necesar acordul Ministerului Culturii, am făcut și o sesizare către Ministerul Culturii în acest sens, și domnul primar a schimbat, să zic, proiectul rapid și a făcut o întreținere și o igienizare cu 10.000 de euro, deci 44.000 de lei oferită prin achiziție directă, deci oferită firmei Pala SRL, care am înțeles că, mă rog, există niște acționari. Deci acolo, practic, 10.000 de euro s-au băgat într-o văruială parțială. Noi, așa cum bine știm, ne făcusem camera, deci ei nu au avut acces muncitorii în cei 18 metri pătrați, da? Iar în celelalte camere niciun caz nu se justifică această investiție din banii giurgiuvenilor, da? Bun. Am spus, ok, lucrările, se vor termina aceste lucrări și mai departe ne vedem în continuare de activitate. După care, în repetate rânduri, ne-a fost refuzată încheierea unui nou contract pe motiv că clădirea este deteriorată. Deci, după ce s-au investit acest 10.000 de euro în văruirea clădirii, ni s-a spus că nu se poate face contract de închiriere, că este deteriorată. Încă un declic a fost atunci. Ce va continua? Și am aflat, între timp, au apărut niște arhitecți, o firmă din Constanța, care ulterior am văzut că este o firmă de casa primarului Barbu. Este vorba de firma BBY Professional Team din Constanța. Această firmă a făcut niște măsurători, niște fotografii, a facturat 10.000 de euro primăriei pentru acest proiect, care o să-l discutăm puțin mai târziu, pentru modernizare. 150.000 de euro proiect de modernizare. Acum, când a fost făcut acest proiect? A fost făcut în luna octombrie.
Bun, după acest proiect a fost dată o decizie de Consiliul Local în care se spune că imobilul se află într-o stare slabă de conservare, fiind abandonat și nefolosit, apare necesitatea modernizării acestei clădiri. Deci s-au cheltuit 10.000 de euro. Imobilul s-a declarat abandonat, deși noi eram înăuntru și nefolosit, și apare necesitatea să mai cheltuim 150.000 de euro. Înțelegeți? Și atunci am spus ok, să vedem cine a fost în, mai ales că între timp ceilalți au plecat din clădirea Mircea cel Bătrân 24 și ceilalți fiind Partidul Poporului Dan Diaconescu, deputatul Ciobanu, Partidul România Mare, au plecat. Deci doar noi rămăsesem în acest spațiu. Ne-au lăsat cadou o factură de 43 de milioane, 4.300 de roni, de la Enel. Faptul a fost că noi fiind primul chiriaș al acestei clădiri, Enel-ul a rămas contractul de lumină pe numele partidului nostru. Ulterior, fiecare ocupant plătea o contribuție în funcție de ceea ce consuma. În ultimii ani, din 2014, după ce practic alegerile pentru prezidențiale nu au adus Partidul Poporului și arestarea lui Dan Diaconescu într-o poziție bună, n-a mai plătit nimeni niciun leu la Enel. Și tot au crescut facturile. Doamna Liliana Ciobanu a spus unui coleg de-al meu, vă dau și eu 5 milioane, dar vorbiți cu Vladul că el a băgat ciupercăria acolo, să vă dea el banii, că aia au consumat aer condiționat. Atunci ne-am întrebat legitim, bun, haideți să vedem totuși cine a stat legal în această clădire. Și am revenit cu adresă către primăria Giurgiu, întrebând, spuneți-ne și nouă, în perioada 2012-2015, cine a ocupat această clădire. Și primim o adresă în data de 27-a, în care ne spune că în intervalul 1-a 2012, 30-a 12-a 2015, au fost următoarele partide. Partidul Parlamentar, Biroul Parlamentar Liliana Ciobanu, Partidul România Mare, PNCCD și Asociația Sinodilor Giurgiuveni. Nu apare niciun cuvânt despre Partidul Poporului, despre ciupercărie, despre nimic. Și ați văzut, cum bine vedeți în imagini, practic majoritatea spațiilor din clădire erau ocupate de Partidul Poporului. Aici aș mai adăuga ceva, mă scuz. Era și o sală de ședințe comune, nu? De-a lungul timpului partidele care s-au perindat pe acolo au respectat această sală de ședințe în calitate de a fi comună. Partidul Poporului Dan Diaconescu, nu? Când a ajuns acolo, domnul Vladu, doamna Ciobanu și ceilalți au ocupat sala de ședințe, noi nemai având acces acolo. Sala de ședințe care era comună. Da, așa este. Noi am rămas surprinși când am văzut că nu ni se dă nicio informație despre acest partid. Am revenit cu adresa și am întrebat, domnul primar, sunteți sigur că nu a fost cumva și Partidul Poporului și ciupercăria? Și a revenit și a amintit peste o lună că a fost și Partidul Poporului, dar câteva luni a fost. Adică dânsul spune că Partidul Poporului a deținut contract cu municipiul Giurgiu între perioada 16-a 7-a 31-a 12-a 2012. Deci în rest, Partidul Poporului Dan Diaconescu a stat ilegal în acest sediu timp de 4 ani, 5 ani, așa cum rezultă din facturile telefonice, pentru că facturile telefonice sunt până în data de 31-a 12-a 2015. A stat ilegal sau a plătit într-un alt mod serviciile primarului? Aceea situație despre ciupercărie, dânsul spune că nu figurează niciun contract de închiriere, deci probabil că a fost tot un aranjament pe sumasă. Deci asta este factura telefonică până în 2015 a Partidul Poporului pe această adresă. Mircea cel Bătrân, 24 este adresa, da? Și data este 31-12-2015. Deci contrazice practic spusele domnului Barbu că acest partid a funcționat până în 2012. Acum, ok, deci asta a fost situația. Toți au plecat, factura a rămas la noi. În continuare, ce se dorește? Prin această hotărâre de transfer de la expunerea care v-am spus-o a Consiliului Local, s-a urmărit trecerea clădirii din patrimoniu județean către patrimoniu local. N-ar fi nicio problemă lucrul ăsta, dar
Aici acest transfer s-a făcut pe o lege prin care, pe legea 213, pe 98, în care spune că nu sunt declarate bunuri de interes național. Monumentele istorice fac parte din bunurile de interes național. Așa cum v-am spus, clădirea figurează pe lista monumentelor istorice ca ansamblu urban Strada Mircea cel Bătrân, de la numărul 16 la numărul 32, deci este o clădire de, cuprinsă în ansamblu arhitectural, deci are aviz inclusiv pentru transfer de la Comisia de Monumente Istorice, deci a fost o hotărâre ilegală, să spun așa, pe care o vom contesta în contencios administrativ. Urmând să ne uităm puțin și pe acest studiu care a fost plătit cu 10.000 de euro, foarte ciudat, înainte ca primăria să aibă clădirea în patrimoniu. Deci eu fac un studiu pe banii primăriei pentru clădirea a ta. Foarte ciudată toată treaba. Deci banii ăia, după părerea mea, care au fost plătiți studiu, clădirea era în patrimoniul Consiliului Județean. Era în patrimoniul Consiliului Județean la data întocmirii studiului și aprobării, iar practic clădirea, decizia de mutare din patrimoniul județean de la Consiliul Județean la Consiliul Local a fost în 21 martie, la 3 luni după ce s-a aprobat studiul. Deci aceste cheltuieli au fost făcute înainte de a deține în patrimoniu clădirea. Adică, după părerea mea, acești bani ar trebui să-i suporte cine i-a plătit personal, nu giurgiuveni. Și acum să ne uităm puțin pe acest studiu plătit cu 10.000 de euro unui arhitect din Constanța, ca și cum arhitecții în Giurgiu n-ar exista, firme de proiectare, de arhitectură. Acest studiu a fost făcut tot cu 10.000 de euro direcții la... prin achiziție directă. Deci se pare că este specialitatea primarului. Așa, pentru telespectatorii noștri, domnul Nicolae Barbu este deloc din Tulcea, din județul Tulcea, și a făcut studiile la Constanța. Da, da. Deci în acest studiu, primul paragraf, apare că imobilul este abandonat și nefolosit. Lucru total inadecvat, deoarece noi le-am permis accesul în clădire, iar primăria a cheltuit, cum vă spuneam, 10.000 de euro să o modernizeze. Ce se intenționează prin acest studiu? Să înlocuiască tâmplăria existentă cu tâmplărie cu geam termopan într-o zonă de protecție de monumente istorice. Deci așa înțelege primarul protecția monumentului istoric prin montarea de geamuri termopane. Dar atâta timp cât se întâmplă și în, să zic, în... Mai o chestie interesantă aici, susține clădirea se va racorda la rețeaua de distribuție a energiei electrice. De parcă cei 4.500 de ron la Enel ar fi desființați pur și simplu. Deci clădirea este racordată la energie electrică, dar nu este plătită factura, asta este tot. Deci o cheltuială băgată prin studiu de reamenajare a instalației electrice, racord, care el există. Ok, poate nu mai e propriu folosirii, dar asta este altă problemă. Se doresc de microventilație, spații de locuit, deci cred că a fost luat cu copy-paste. Nu menționează, ce este interesant, că nu menționează absolut nicăieri că este într-o zonă protejată. Deci un proiectant care încasează 10.000 de euro, arhitect, fără să se intereseze dacă ansamblul este zonă protejată sau nu, acela nu este arhitect. Aici este un tabel în care susține fondurile de unde vor proveni, practic banii, acești 150.000, de unde vor proveni. Și este indicat Programul Național de Dezvoltare Locală. Acest program este finanțat de Ministerul Dezvoltării, în niciun caz nu sunt fonduri europene. Nu sunt fonduri europene pentru că nu se prevede niciun fel de utilitate publică, mă refer muzeu sau ONG sau niciun fel, nu se prevede niciun fel de taxă, de închiriere, deci venituri zero. Deci banii iar se duc, 150.000, ca să obținem venituri zero, să renovăm, măcar dacă ar fi renovată în spiritul protecției momentului istoric, ar fi grozav, pentru că s-ar salva, să zicem, o clădire de la distrugere. Dar lângă noi, așa cum bine știi, aici vedeți că proiectul nu este generator de venituri. Deci, evident, toți banii provin din banii contribuabilului, chiar dacă vin de la Ministerul Dezvoltării, nu sunt fonduri europene, sunt bani care îi primește primăria și poate direcționa către alte proiecte, către renovarea altor clădiri, fațade, ca să atragem și turiști, pentru că, așa cum spuneai și tu, Gigi, a fost una din problemele majore ale giurgiuvenilor, este această depresie, această lipsă de perspectivă, și orașul trebuie să învie într-un fel sau altul, adică nu putem să așteptăm
Aici este valoarea calculată a proiectului. Mă scuz mai puțin, dar și banii ăștia care vin de la Uniunea Europeană, vin tot de la contribuabili, vin tot de la noi, fiecare stat membru al UE cotizează la Uniunea Europeană. Dar noi avem o contribuție infimă, între 10 și 2%, adică practic contribuția noastră a românilor este foarte este mică. Deci sunt bani aproape gratuiți. În schimb, în general, am întâlnit atitudine. Este vorba despre sumele prevăzute de această firmă de proiectare pentru renovarea acestei clădiri. 154.000 de euro. În condițiile în care s-au băgat 10.000, tot distrus a rămas. Dacă o să bage și 150.000, probabil o să fie pentru, nu știu, locuință socială sau nu știu, ar fi bine și oricum, deci asta este situația cu această clădire din strada Profesor, din strada Mircea cel Bătrân 24. Noi vom merge în continuare cu contestații pentru anularea acelei decizii a Consiliului Județean de trecere în patrimoniul Consiliului Giurgiu. Vom sesiza DNA-ul pentru să vedem cine a recepționat toate lucrările de 10.000, în ce condiții s-au făcut, dacă s-au respectat procedurile achiziției, dacă s-au făcut ceva, că v-am spus, înainte au fost niște lucrări prevăzute, la sfârșit s-a făcut o vopsea. Da. Hei, să sperăm că în urma acestei emisiuni și domnul Vladu și doamna Liliana Ciobanu totuși vor achita datoria la energie electrică, nu? Da, datoria de 43 de milioane sau 45 Am înțeles că n-am mers foarte bine ciupercăria și mă îndoiesc. Da, nu a fost un proiect reușit. Oricum, ideea este că nu poți să construiești, să faci asemenea proiecte când vezi oamenii că nu au locuințe, când vezi situația orașului, adică asta e o risipă a banului public, din păcate. Da, risipă e și aici undeva pe lângă zona liberă, nu... Construcția de pe canalul Cama, care deja e fisurată, nu? Da, vorbeam... Am mai spus la emisiune, parcă ar fi o cazemată din al doilea război mondial sau chiar din primul război mondial. Vorbeam... Mai e și piața de pește tot în apropiere. Vorbeam înainte de emisiune despre situația turismului, pentru că Giurgiu, ca oraș, a trebuit să profite de portul de la Dunăre. Vin sute de nave de croazieră cu turiști care plătesc pentru o croazieră între 3.000 și 5.000 de euro, ar putea să lase 100 de euro în Giurgiu. Dar ar trebui să aibă ceva. Și vorbeam cu tine că în loc să se facă acea piață industrială de pește ultramodernă, ar fi trebuit făcut în port o piață simplă de duminică de pește cu pește proaspăt care să atragă turiști, adică trebuie făcute lucruri care să atragă turiștii să vină aici. Sunt orașe ale căror porturi sau aeroporturi plătesc acestor companii de croazieră, acestor tur operatori, să aducă turiști. Aducând turiștii, se schimbă și atmosfera orașului și oamenii încep să câștige, să începe industria ospitalității să-și arate efectele. Dacă am avea clădirile istorice renovate, fațadele măcar, dacă am avea un muzeu interactiv, un muzeu viu, nu acel muzeu care e depresiv. Deci ar trebui totul modernizat în scopul aducerii, reținerii măcar pentru un tur de oraș acestor turiști, ca să cheltuie o piață de suveniruri. Deci trebuie făcut ceva. Și asta zic, nu acea investiție de care spuneai tu că s-a scufundat, s-a compromis din faș. Sunt convins că aceste lucruri se vor realiza. Deja societatea civilă din Giurgiu a început să se implice foarte mult în identificarea nevoilor giurgiuvenilor, în identificarea unor proiecte care se ducă la dezvoltarea turismului în Giurgiu. Sunt oameni care au spus că n-au nevoie de absolut nici 5 bani, nu doresc nimic pentru ei. L-aș aminti aici pe Constantin Stoienescu, profesor, doctor la Facultatea de Filosofie din București, Universitatea din București și prodecanul Facultății de Filosofie, specializat pe probleme de etică a mediului, care se va implica din partea societății civile. L-aș aminti eu pe Clara Mărculescu, care este șef serviciu la Centrul de Afaceri Transfrontalier. Din Giurgiu, de aici, a plecat la București un peisagist excepțional, este vorba despre Alex Gheorghe, care iarăși a spus că se va implica din partea societății civile în realizarea unor proiecte împreună cu domnul Nicolae Florian, care va fi sprijinit puternic de societatea civilă, fiindcă trebuie făcut în sfârșit ceva și în Giurgiu. Și în ceea ce privește ecoturismul, mă rog, se pot face foarte multe. Da, dar unul dintre proiectele dânsul mi s-a părut extrem de interesant. Este vorba despre realizarea unor mini-zone forestiere undeva la marginea Giurgiului, mini-zone forestiere care să fie realizate de către școli, grădinițele, școlile și liceele din Giurgiu și fiecare mini-zonă forestieră să poartă numele școlii respective.
Pădurea Mihai Eminescu, e școala Eminescu, Pădurea Nicolae Cartojan, Pădurea Dumbrava Minunate. Mă rog, că ăștia mici să și meargă cu hrane pentru păsărele, să fie responsabilizați, să unde copăcei și așa mai departe. O chestie extraordinară atât în ceea ce privește nu aerul din Giurgiu, nu, cât și responsabilizarea elevilor. Vrei să spui ce ați spune? Vreau să spun că acest parteneriat cu societatea civilă este foarte important, pentru că numai așa se poate desfința această baroniadă locală, această... Am întâlnit-o și în comune, deci este același lucru. Primarul este Dumnezeu local, el dă ajutoarele sociale, el face totul, el dictează arogant tuturor ce să facă, iar fără implicarea ONG-urile și a societății civile, această chestie va persista și, bineînțeles, implicarea DNA-ului, că ceea ce vezi azi la București, sunt convins că într-un an, doi, se va întâmpla la Giurgiu. Iar cei care au făcut astfel de operații vor răspunde și cât timp sunt în funcție, vor răspunde cu pedepse mai mari decât dacă stau la pensie. Deci e o aventură să candidezi. Ori ești curajos, ori ești irresponsabil în ziua de azi. Deci sunt convins că se vor schimba aceste lucruri. Iar ca un exemplu de cheltuirea banului public în zadar, vreau să menționez acum și cazul Consiliului Județean. Tu cunoști bine, numai puțin, așa cum v-am spus la început, Mircea Păinaru, președintele Organizației Județene PNCCD, inginer, este și fermier, nu? Da. În ce zona județului? O fermă în Gostinar și în Călugărenia. Dar înainte de asta am avut una din primele 10 agenții de turism. După care am prevenit către natură și am construit o fermă ecologică în județul Giurgiu. Și crezând foarte mult în agricultura de proximitate, în acea agricultură etică în care omul nu... Dar o să vorbim poate mai la sfârșit de acest tip de agricultură. Da, bun. Da. Deci acum să spun despre o situație care am întâlnit-o și m-am lovit personal de ea, pentru că în fiecare zi sau la două zile trec pe acel drum. 2011 am văzut niște panouri foarte frumoase care indicau începerea abilitare a drumului județean DJ411. Ca scop principal, având acest drum, legarea extremităților, de la extremităților județului, de la Călăraș, deci din Hotarele, până în partea asta la Clejani. Deci în care apărea deci era un proiect pe fonduri europene în valoare de 25.400.000 de euro, deci aproape 26 de milioane de euro. Limită județ Călăraș, Hotarele, Izvoarele, Teiușu, Mironești, Comana, Budeni, Brăneștear, Călugăreni, Crânguri, Singureni, Iepurești, Bubucat, Apot Doamne, Clejeni. Deci un proiect finanțat pentru comunitatea locală, un proiect din fonduri europene, Ministerul Dezvoltării și Regionale, era doamna Udrea când a... Aceste panouri le-am întâlnit la Comana și am zis foarte bine că se face ceva, și pentru că fără o rețea de drumuri nu poți duce nici marfa să o comercializezi și nu poți nici să vorbești de turism, mai ales că în ultima perioadă Comana ca centru turistic a luat amploare, deci sunt foarte, s-a văzut influența drumului. Bun, totuși după 3 ani de la implementare, deci în 2014, îi fac o adresă văzând că drumul nu ajunge niciodată la Mironești și nici la Izvoarele, am făcut o adresă Consiliului Județean întrebându-i oare când se termină implementarea. Mi-a răspuns domnul Mustățea că termenul limită este 4 august 2014 și că după această dată se vor monta plăcuțe noi în care se indică finalizarea proiectului. Bun. Nu am să omit că execuția acestui drum a fost încredințată firmei Romstrade, al Unelui Erdache, care cunoașteți legăturile lui politice cu toți membrii și nemembri și... Deci am așteptat încă un an. În 2015 revenim cu adresă care
în care rugăm CERT, perioada în care vor fi demarate și în care cerem să ni se spună perioada în care vor fi demarate și finalizate lucrările de asfaltare. Pe tronsonul Comana, Mironește, Iușu. Menționez că drumul a fost, se oprește la Comana, în pădure. Iar domnul Stățea din nou îmi răspunde că în 2004 o bucată din acest drum a fost transferată către CNADR. La era ministrul Adrian Năstase, avea pasiuni de vânătoare și vrea practic să vină de la Frumușani direct la pădurea Comana. Au transferat, ok, de la județ la CNADR. Am spus, ok, au transferat. Totuși, cum se leagă extremitățile? Iar aici mi se explică că, de fapt, numele localităților Izvoarele, Teișu și Mironești sunt generice. Deci, practic, este publicitate mincinoasă. Tu faci oamenii localităților să spere că se va construi drumul, iar acest drum, de fapt, nu se face niciodată. E doar scriptic. Este generic, cum folosește domnul Stățea. Este incredibil cum adică să fie generic. Exact, face mențiunea că numele localităților Izvoarele au rămas în denumirea generică. Deci acest răspuns mie se pare așa. Ok. Totuși, bun, mă întreb cum am putut să îi păcălim pe europeni că facem, legăm extremitățile, dar extremitatea se termină în pădurea Comana a județului. Da? Aici este o întrebare care trebuie să răspundă alții. Am descoperit recent că după ce acest proiect era finanțat, cum v-am spus, prin fonduri europene, datorită faptului că nu a fost implementat și este un proiect cu risc, deci este un proiect cu risc de nefinalizare, este declarat de Consiliul Județean Giurgiu și este suplimentată o sumă de 4 milioane de euro pentru finalizarea acestui drum din bugetul județean, atenție, deci nu din bugetul european. Deci 26 de milioane de euro cu 4 milioane sunt 30 de milioane de euro și ok, un drum care nu are finalitate, da? 30 de milioane de euro și atunci m-am întrebat, am făcut la CNADR o adresă, am întrebat domnilor, mi s-a spus de la Consiliul Județean că nu le aparține, este drumul dumneavoastră, totuși dânșii au un proiect. Cine termină acest drum? Și mi se răspunde că au făcut de la CNADR din București, că au făcut adrese atât către primăria Comana, care are o bucățică din drum, cât și pentru Consiliul Județean Giurgiu, de transfer al acestui drum în patrimoniul județului, iar numai că nu s-a dat pozitiv curs acestei solicitări, ci pur și simplu nu s-a răspuns. Deci CNADR-ul spune, până în prezent, nici Consiliul Județean Giurgiu și nici Consiliul Local Comana nu au dat curs solicitărilor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale de a emite hotărârile necesare retransmiterii sectoarelor de drum în cauză. Și ne întrebăm acum cât costă ca să facă bucățica asta. Am găsit pe un site local o declarație a domnului Mustățea, revoltat de propunerea CNADR-ului, în care spune că acest drum ar costa bugetul județului în jur de 1,5 milioane de euro. Adică ca să finalizeze un proiect european, mai are de cheltuit 1,5 milioane de euro, estimările dânsului, dar după ce a cheltuit 30. Și nu mai sunt acești bani, 1.500. Deci, practic, este în orice moment în risc ca comunitatea urbană să ceară banii înapoi. De ce să toți ceară? Banii. Pentru că toți banii. Deci este vorba de 26 de milioane de euro. Pentru că au fost prezentate obiectivele eronat. Publicitate mincinoasă și obiective de toți banii cine crezi că îi dă? Crezi că îi dă domnul Stățea? Îi dă giurgiuvenii, dau, da? Adică județul. Deci după ce că suntem printre cele mai sărace județe din România, pentru o eroare de tipul ăsta poate să dăm și banii ăștia înapoi. Deci ți-am spus, aceeași mărie cu altă părărie pe sume mai mari. Deci este frăția lupilor, ce să-ți mai spun. Deci hai să revenim la o chestiune mai pozitivă, nu? Da, sigur, că dacă am început cu astea negative... Da, să ne referim puțin și la activitatea ta de fermier. Da, nu e important atât activitatea mea în momentul ăsta, pentru că nu judec din punctul meu de vedere. O chestie importantă, dar pe jumătate făcută, ar fi ultima lege promulgată de Camera Deputaților, a fost în Comisia de Agricultură și acum e la vot, se referă la legea supermarketurilor. Iar
Giurgiu, având destuli producători, legumicultori, crescători de animale, ar fi o șansă pentru ei. Dar de ce spun că e pe jumate? Pe jumate pentru că cei care vor ajunge în supermarket nu vor fi decât o parte din legumicultori și din crescătorii de animale și de fructe. De ce? Pentru că ca să ajungi în supermarket, chiar dacă supermarketul, să zicem, că desfințează acel contract abuziv cu taxă de raft, cu taxă de marketing, cu taxă nu știu ce, intervine autorizarea sanitar-veterinară, intervine etichetarea produselor, sortare, calibrare, ambalare, deci o condiționare a produsului înainte să ajungă în supermarket, analize de multe ori se cer, astea sunt prevederile legale. Deci câți fermieri din județul Giurgiu vor putea să ajungă la final în supermarket? Dacă legea s-ar fi aprobată în forma inițială, așa cum am înțeles că și domnul Anton a propus, ca supermarketurile să fie închise în weekend, micii fermieri ar fi avut o șansă. De ce? Pentru că am văzut în țările civilizate, în Franța, în Spania, nu există obiceiul ăsta al orășenilor să își petreacă duminica în supermarket, ci pur și simplu merg în satele din apropiere și își fac cumpărăturile de legume, de carne proaspătă, de găinde. Deci aici v-am spus că e pe jumătate. Deci micii fermieri nu vor avea niciodată posibilitatea să intre în supermarket decât dacă primarii, deci responsabilii de comunitățile locale, se vor gândi într-un final la bunăstarea cetățenilor din comuna respectivă și îi va ajuta. Cum îi poate ajuta un primar? Îi poate ajuta construind, spre exemplu, dacă e zonă de legumicultură, un centru de sortare condiționare pe fonduri europene. Pentru că de multe ori am observat, asta o pot face și ei, dar de multe ori nu se asociază. Nu funcționează chestia cu asocierea, nu sunt grupuri de producători, dar primăria poate face pentru comunitate. Deci în loc să facă drumuri, să facă panseluțe și borduri și chestii inutile, hai să ajutăm oamenii, crescătorii de animale. Ok, crescătorii de animale au nevoie de centru de colectare, cu mulgători sterile, a laptelui să zicem, de dacă sacrifică animale, de un centru de sacrificare la nu știu câte comune. Deci poți să ajuți comunitatea să o ducă mai bine dacă vrei și dacă lași atitudinea asta acaparatoare de teren, pentru că trebuie să știi probabil că cei mai mari fermieri sunt primarii înșiși care iau terenul de la țărani bătrâni care nu mai poate să lucreze sau care nu poate să-și plătească impozitele și ei devin cu 500 de hectare, cu 1000 de hectare fermieri. Nu e normal situația asta. În primul rând că, după părerea mea, un funcționar public n-ar trebui să fie neutru la aceste activități, adică activități comerciale de tipul ăsta, să le facă concurență propriilor consăteni. Să spun. Ok, ești gospodar, foarte bine, dar lasă-i și pe ei să aibă o șansă. Și asta ar trebui să înțeleagă, dar ca să înțeleagă chestiile astea ar trebui să-l aibă pe Dumnezeu în ei, adică să aibă și un pic de spitoate, să se gândească și la binele altuia decât la binele propriu, să lase egoismul, să aibă compasiune, dar voturile se obțin prin, știi, burse sociale, prin astea sociale, ajutoare sociale, prin lume săracă, lipsită de carte de ajutoare, nu prin oameni prosperi. Oamenii prosperi deja nu votează de obicei după mâncare și după foloase materiale, ci votează după creier. O idee de a domnului Nicolae Florian este de a realiza la marginea orașului Giurgiu, din câte știu eu, un sistem de sere sau solarii, nu? Sau da, solarii. Un centru de depozitare, un centru de prelucrare a legumelor. Da, eu cred că este o idee foarte bună, pentru că PNDR-ul are alocație destul de mare financiară, Programul Național de Dezvoltare Rurală, și atunci e o șansă. Mai ales că am văzut un studiu acum publicat de Comisia Europeană acum 2 săptămâni, în care spunea că în anul 2025, deci peste 10 ani aproximativ, 47% din locurile de pe piața muncii vor fi în agricultură. Deci este o orientare europeană către agricultură, nu este doar ideea domnului Florian, dar pentru orașul Giurgiu și pentru județ mai ales este, după mine, una din puținele șanse, adică trebuie profitat de această proximitate cu cel mai mare oraș al țării și că lumea trebuie să consume și să mănânce produse românești. Produse românești, produse ecologice, nu?
Și ecologice, da. Și ecologice, și mai este încă o problemă aici. Cu organismele modificate genetic. Multă lume când aude de organisme modificate genetic, nu gândește la ce este mai rău. Dar lucrurile nu stau deloc așa. Americanii nu au producții extraordinare cu ajutorul organismelor modificate genetic. Europenii importă din Statele Unite ale Americii organisme modificate genetic și soia și porumb și așa mai departe la niște prețuri extraordinare. Din ce am citit eu, teritoriul României, teritoriul arabil al României este predispus la cel mai înalt nivel la realizarea unor produse extraordinare în acest sens. Gigi, dar europenii totuși... Da, eu mă abțin aici la această discuție pentru că, ce să spun, nu sunt un fan al organismelor modificate genetic. În primul rând că dacă suprapui aceste organisme modificate genetic care spui tu, le cultivă mari fermieri. Și dacă noi ne uităm unde activează mari fermieri, vei vedea că localnicii sunt săraci. De ce sunt săraci? Adică o harta marilor ferme suprapusă cu localitățile sunt cele mai sărace. De ce? Pentru că marii fermieri modernizează, nu mai au nevoie de forța de muncă. Adică ei și-au niște tractoare ultra-performante, direcționate prin GPS, drone, să controleze. Deci nu au nevoie de oameni să mai dea cu sapa, să... Adică agricultura a avansat foarte mult și atunci oamenii din jurul acestor ferme nu au niciun fel de șansă. Iar de asta vreau să spun că eu cred în agricultura țărănească, în agricultura de proximitate, în agricultură unde se folosește forța de muncă, adică în solar, cum spuneai mai devreme. Da, acolo trebuie tot timpul muncă, la copilire, la prășire. Sunt o grămadă de operații care se fac numai manual. Bineînțeles, dacă nu ne gândim la cultura ultra-performantă în substrat artificial, care nu cred că e cazul, dar vreau să spun că eu cred în, mai mult în semințele românești, sunt și membru al Eco Ruralis, este o asociație de la Cluj care promovează schimbul de semințe românești, soiuri genetice locale, decât în aceste organisme care sunt făcute ca să câștige cei care le produc și cei care vând pesticidele. Practic, fermierul rămâne cu o sumă destul de mică, o marjă față de aceste organisme genetic modificate, trebuie tot timpul să le cumperi, nu poți să le reproduci sămânța. Deci este un monopol al seminței, un monopol al substanțelor de tratament, fertilizant, și atunci, bineînțeles, că ești dependent de cineva. Gândește-te că pe vremea comunismului toată mâncarea venea de la țară. Bunicii noștri creșteau un animal, creșteau și cei de la oraș stăteau la cozi de... Deci agricultura țărănească, eu cred că are, deși țăranii au fost aduși într-un sărăcie lucie în momentul de față, prin toate mecanismele astea le-au fost luate pământurile, dacă n-au reușit să le vândă primăria a modificat planurile cadastrale sau le-au luat, adică sunt probleme de fond funciar cum nu am văzut în niciun alt județ, în județul Giurgiu. Deci oamenii și-au cam pierdut speranța, adică nu numai cei din orașul Giurgiu, cât și cei din mulți s-au apucat de băutură, că tinerii au plecat în străinătate pentru un trai mai bun, dar avem și semne pozitive că încep să revină cu anii care au petrecut acolo în solarii și în sere și în fac aici în România cu banii care au strâns și există o perspectivă favorabilă. Mircea, tu locuiești în București, nu? Eu îmi împart timpul între București și... De unde până unde? Pasiunea asta pur și simplu pentru agricultură? Pasiunea pentru... N-ai făcut nici facultate de profil, nu? Nu am făcut. În primul rând... am văzut ce s-a întâmplat în timpul guvernării Băsescu. Am asistat la o perioadă în care companiile private au devenit sclavii băncilor. Îți dau un exemplu. Eu la firma de turism plăteam 11%, aveam un credit de, cu care rulam circa 300.000 de euro pentru a contracta spațiile de cazare. Tot am fost anunțat în două săptămâni că se majorează la 28%. M-am dus la directoarea băncii, am spus, e o glumă, ce este situația asta?
Și a spus, astea sunt directivele de la Paris, era o bancă franceză, pentru că noi dăm Ministerului de Finanțe cu dobândă 17% pe termen scurt. Deci statul român făcea concurență mediului privat. Iar atunci am înțeles că un astfel de sistem în care guvernanții ne vând toate resursele, suntem vânduți străinilor, tragi apa, plătești în Paris, aprinzi becul, plătești în Italia. Deci toate resursele sunt vândute. Și atunci am înțeles că singura speranță este în pământ și în agricultura sustenabilă. Deci în agricultura, nu aceasta chimizată, în agricultura pe care o faci tu cu mâna ta, este și plăcere, este și sănătate, dar este și un mod sustenabil de trai. Adică această globalizare are efecte pe asta. Deci criza aceasta provocată de bănci, în primul rând, criza din 2008, marea criză, care a pornit din America și a fost dublată de corupția politicienilor, și atunci nu am mai văzut niciun fel de speranță. De asta am revenit, să zic, la pământ și la... Asta a fost povestea, cum am ajuns aici. Nu înseamnă că am renunțat la turism, în continuare am o agenție mai micuță, fac incoming, deci sosiri de turiști străini, avem niște locuri frumoase în Transilvania, la Viscri, la satele Săsești. În curând o să-i aduci și în Giurgiu, și în județul Giurgiu. Da, am relații bune cu cei de operatorii de croaziere, dar problemele sunt cele care le-am spus la început. Nu există nicio atracție. Adică ei când vin, dacă ajung în portul Giurgiu, pentru că aici este vorba de taxe, de... Ajung multe ajung, de croaziere. Dar urcă în autocare și imediat fug spre București. Nici măcar nu au un WC-ul. Așa cum bine spune, singurul veciu este la Perla, da? Deci nu există o primire, așa cum găsești în toate porturile. Un magazin de suveniruri, un produse locale, nu de la Kaufland sau din altă parte. Deci să găsească un motiv, să poată să facă un tur de oraș de câteva ore, să viziteze un muzeu, să cunoască o zonă. Nu se poate, pentru că nu ai ce, nu există suport, adică autoritățile locale nu negociază cu operatorii de croazieră. Dom'le, noi îți oferim asta, măcar adu-i aici să cunoască. Asta e o muncă. Dar dacă ei observă ostilitate, corupție, fug, cât, adică nu stau nici măcar 5 minute. Și am încercat și noi să cazăm pasageri de croazieră în hotelurile de aici, nu au fost foarte satisfăcuți, că nu au avut ce să facă. Vreau să ajungă cât mai devreme în port, când vine vaporul. Deci ăsta este un plan pe mai mulți ani, dar care, indiferent ce guvernare va fi, că vor fi liberali, că vor fi pesediști, va trebui să-l ducă în continuare, planul de aducere a turiștilor străini, care e foarte important, pentru că atunci când vezi oameni civilizați făcând poze, nu mai ești depresiv. Simți că ceva se schimbă, ceva se întâmplă. Și atunci poate schimbăm și depresia cea juvenilă. M-au luat și puțin fiorii. Am văzut un afiș cu domnul primar Nicolae Barbu. Scria acolo pe afiș: pentru o dezvoltare durabilă. Da, probabil se referă la acele puțin, proiecte. Nu, a existat o strategie de dezvoltare durabilă, s-a muncit cu organii, instituții europene. Din această comisie a avut parte și Constantin Stoienescu, profesorul de la filosofie, dar zace undeva în sertarul primăriei, nu fără să o ia nimeni în considerare. Dar, mă rog, contează foarte mult, deci faci proiecte, dar contează foarte mult cum cheltuie acei bani, dacă ai identificat într-adevăr nevoile giurgiuvenilor. Să crească, eu știu cât de cât, nivelul lor de trai, nu? Așa degeaba vin milioane de euro, nu? Investești, faci tot felul de... Exact. Mă rog, Gigi, aici vezi imaginea și ceea ce spun localnicii și ceea ce crede conducătorul comunității. Deci este o ruptură între... cum era în reportajul de la Digi. Nu mai spera nimeni în bine, iar era foarte optimist că o să rezolve toate. Adică aici este o ruptură, este acea mentalitate a omului cu bani care ignoră total, ignoră... Și ca să finalizăm emisiunea noastră într-o notă mai ludică, ruptura asta am văzut-o și la Steaua, la Reghe, cam și meme Stoica, e trăit și într-o realitate paralelă, consideră că sunt cei mai buni, că numai întâmplări nefericite nu au oprit Steaua din drumul său spre victorie și așa mai departe, cam același lucru, nu, cu realitatea virtuală. Probabil că e o capcană a banului, pentru că în momentul în care
primești bani și foarte mulți dacă nu ai educația spirituală necesară și ignori, nu ai compasiune, nu te interesează. Tu cheltui 10.000 să vopsești, 150.000 să renovezi o clădire inutilă care am făcut-o pe banii noștri și oamenii stau fără lumină, fără WC-ul, adică vezi, discrepanțele astea sunt totuși ale unui om care nu-L are pe Dumnezeu în el. Chiar dacă te duci la biserică, degeaba te duci. Adică în suflet trebuie să-L ai, din păcate. Și am salutat, din păcate a renunțat la candidatură, dar am salutat decizia lui Maria Munteanu de a intra în Partidul Liberal. Era o candidatură foarte puternică pentru partea dreaptă, pentru dreapta. A fost făcut un sondaj și a rezultat că 49% din votanții de dreapta l-ar fi votat, adică ar fi câștigat Bucureștiul, după părerea mea, sigur. Și avem nevoie și de un om care să iubească și țara și să iubească și oamenii pentru care lucrează și să nu se gândească numai la folosul material propriu. Asta cred eu. Mircea Păinaru, îți mulțumesc foarte mult. Eu îți mulțumesc că m-ai lăsat să prezint o parte din Babilionada asta și te voi ține la curent cu ce se va întâmpla, evoluțiile. Acum, la final, poate vrei să transmiți ceva pentru ziua de mâine, nu? Mâine este Sfântul Gheorghe. Da, aș dori să le transmit giurgiuvenilor un la mulți ani pentru oraș și să sperăm că în anii ce urmează vor fi mai optimiști și că vor fi proiecte de multe care să alunge depresia care e instalată momentan. La mulți ani, ne revedem vinerea viitoare.